Doamnelor și domnilor, am plăcerea să invit în scenă pe Victor Ponta, prim-ministru al României și președintele Partidului Social Democrat. Martin Schulz, președintele Parlamentului European și candidatul social-democraților europeni pentru președinția Comisiei Europene. Sorin Oprescu, primarul general al municipiului București. Serghei Stanișev, președintele Partidului Socialiștilor Europeni. Liviu Dragnea, președintele executiv PSD, coordonator al campaniei electorale a PSD UNPR-PC. Gabriel Oprea, președintele Uniunii Naționale pentru Progresul României și copreședinte al Alianței Electorale PSD UNPR-PC. Daniel Constantin, președintele Partidului Conservator și copreședinte al Alianței Electorale PSD UNPR-PC. Gianni Pitela, vicepreședinte al Parlamentului European și candidat pentru președinția grupului social-democrat din Parlamentul European. Otilo Meșterházy, vicepreședintele Partidului Socialist Maghiar. Doamnelor și domnilor, vă rog să vă ridicați pentru imnul de stat al României. Doamnelor și domnilor, imnul de stat al României. Mulțumim lui Otilo, revenim în România și îl invit în fața dumneavoastră, tot un politician tânăr, care a fost din nou reales acum o oră, Daniel Constantin, președintele Partidului Conservator, cel mai tânăr din cei trei președinți. Foarte mult, domnule coordonator de campanie, pentru introducere, pentru că am vorbit foarte mult dimineață la Congresul Partidului Conservator. Am fost rugat să am un discurs foarte scurt astăzi aici la dumneavoastră. Vă asigur că o să fie la fel de scurt cât a fost drumul de la scenă până aici. Vreau să spun doar două lucruri și cred că cel mai important este primul, și anume acela că am dovedit cele trei partide, PSD, UNPR, PC, în alianța electorală, că suntem mai uniți și mai puternici ca niciodată. Și acesta este mesajul pe care trebuie să-l cunoașteți în campanie. Am vrut și vreau doar să mă asigur că toată armata pesedistă, uneperistă, pecistă, este aici și e pregătită de luptă. UNPR-ul, am înțeles că este aici. PC-ul, am înțeles că este aici, m-a însoțit de la pavilionul alăturat. Și n-am nicio îndoială că PSD-ul este prezent astăzi și pregătit pentru luptă. Și al doilea lucru pe care vreau să-l spun și trebuie să-l transmite și dumneavoastră mai departe, este acela că
Eu cel puțin sunt mândru, alături de Victor Ponta, de Gabriel Oprea, că am reușit să avem cea mai bună listă de candidați pentru Parlamentul European. Oameni profesioniști care nu ne vor mai pune în rușinea pe care ne-au pus-o alții de a denigra țara la Bruxelles. Sunt convins că toate partidele au propus pentru această listă profesioniști. Vă rog să invit în fața dumneavoastră un bun prieten de-al meu, un lider politic care a fost întotdeauna atașat de valorile naționale, indiferent de poziția pe care a apucat-o în statul român. Îl invit la microfon pe domnul Gabriel Oprea, președintele UNPR, un om care a spus mereu, sunt mândru că sunt român. Doamnelor și domnilor, stimați invitați, dragi colegi, dați-mi voie să-i salut pe toți candidații PSD, UNPR, PC. Este cea mai bună echipă pe care România a propus-o pentru Parlamentul European din momentul integrării și până acum. Avem oameni care au demonstrat că știu să facă politică europeană. Avem colegi care au făcut administrație aici, în România, și care vor merge la Bruxelles cu o experiență pe care puțin o au în Parlamentul European. Aici este marele atu al alianței PSD-UNPR-PC. Avem cele mai mari resurse de competență și cea mai fermă voință de a le pune în sprijinul României. Aceasta este poate cea mai importantă dovadă că acea schimbare de mentalitate chiar s-a produs. Împreună cu Victor Ponta și cu Daniel Constantin, cu toți cei care conduc PSD, UNPR, PC, oferim astăzi românilor șansa de a avea în Parlamentul European o echipă care exprimă speranța unei întregi generații. Au trecut 7 ani de când România este stat membru al Uniunii Europene și au trecut aproape 25 de când românii și-au câștigat libertatea în stradă. Există o întreagă generație formată din cei care la Revoluția din 1989 aveau abia 16, 17, 18 ani. Generația care a dat un curs diferit destinului României. Sunt în această sală președinți de partid, miniștri, lideri de organizații, candidați și simpli membri care s-au format ca oameni în anii dificili de după căderea comunismului. În 25 de ani s-a schimbat, stimați colegi, o generație, iar odată cu ea s-a schimbat și o mentalitate. Această generație a crescut cu fața spre viitor, pentru că nu erau atât de multe lucruri care să-i lege de trecut. Această generație este cea care a crescut odată cu țara. A văzut România intrând în NATO și în Uniunea Europeană. Și astăzi este chemată să-și construiască viitorul. Iar Victor Ponta, premierul acestei țări și președintele celui mai mare partid din România, face parte din această generație. A imprimat o altă mentalitate în politica românească. A venit cu o viziune proaspătă și corectă. A dat României o voce cu adevărat lipsită de trecut și o privire orientată clar și cu hotărâre spre viitor. Și tocmai din acest motiv, stimați colegi, cred că Victor Ponta are obligația să ajungă președintele României.
pentru ca România să aibă parte de o adevărată schimbare, una clară, irreversibilă și absolut necesară pentru întreaga societate românească, pentru a fi mândri că suntem români. Așa să ne ajute Dumnezeu! Mulțumim domnului președinte Gabriel Oprea. Să te audă Dumnezeu, Gabi. Stimați colegi, urmează să-l invit lângă mine pe bunul meu prieten, un om în care am investit încredere acum mulți ani și în care astăzi investesc încredere milioane de români, Victor Ponta, președintele Partidului Social Democrat, premierul României. Stimați colegi, înainte de a fi orice altceva, președinte de partid, prim-ministru, sau cum spunea Gabi, într-o altă funcție, vreau să vă spun că astăzi, încă o dată, sunt extraordinar de mândru că sunt român și astăzi sunt extraordinar de mândru că sunt european. Vreau să vă salut pe toți și să vă spun că toți mă faceți la fel de mândri. Colegii mei conservatori și prietenii mei conservatori, le mulțumesc. Colegii mei și partea dinamică, cea mai dinamică a sălii, cei de la UNPR. Și bineînțeles, cei foarte mulți alături de care am început și alături de care voi termina politica, toți colegii mei socialdemocrați, vă mulțumesc! Și sunt și voi fi întotdeauna mândru să fiu alături de voi. Stimați colegi, astăzi cerem sprijinul românilor pentru candidații noștri la Parlamentul European. O fac cu toată inima, cred că avem cei mai buni candidați, cred că avem în primul rând cele mai frumoase, Doamne, dar și cele mai bine pregătite pentru a ne reprezenta în Parlamentul European. Avem oameni cu experiență, oameni tineri, oameni buni profesioniști, oameni care... O spun aici, am toată încrederea și mi-au angajamentul în numele lor, vor reprezenta cu mândrie România în Europa, vor reprezenta cu mândrie Europa, vor vorbi întotdeauna de bine despre țara lor, vor vorbi întotdeauna de bine, se vor lupta pentru români, vor arăta că suntem cu adevărat români, dar suntem cu adevărat europeni, că locul nostru este în Europa, și că, așa cum spunea Sorin Oprescu, nimeni nu este mai presus sau mai prejos, avem aceleași drepturi și obligații și sunt convins că vom fi în continuare o Românie puternică într-o Europa unită. Vreau să mulțumesc în mod special prietenilor și oaspeților noștri, cei care au fost alături de noi în momente grele, în momente dificile, care sunt alături de noi acum și vreau să-i mulțumesc în primul rând
lui Serghei Stanisev, președintele Partidului Socialiștilor Europeni. Unde-i Serghei? Acolo. Când o să merg la Sofia, trebuie să vorbesc în bulgară. Vreau doar să vă spun că Serghei a fost alături de noi, alături de 80.000 de români din Uniunea Social-Liberală, în toamna anului 2012, atunci când Băsescu și liderii Partidului Popular European se întâlneau într-o cameră închisă, el era alături de noi, noi eram alături de români, USL reprezenta speranța românilor și eu cred că cei care suntem astăzi aici suntem în continuare USL, suntem cei care îi reprezentăm pe români, suntem cei care în 2012 am avut curaj să dăm jos guvernul lui Băsescu, să-i batem sistemul și regimul în alegerile parlamentare, în alegerile locale. Suntem cei care am fost alături de 7,4 milioane de români care l-au demis pe Traian Băsescu. Am fost alături de ei la vot. Am fost alături de ei și suntem alături de ei atunci când au fost prigoniți pentru votul lor de la referendum. Vreau să-i mulțumesc lui Serghei că a fost și atunci și acum alături de noi și cred că avem o datorie să ne sprijinim, să ne respectăm prietenii și să ne ducem la bun sfârșit tot ceea ce am promis românilor. Vreau să mulțumesc pentru extraordinara intervenție a lui Gianni Pittella, reprezentantul unui partid puternic într-o țară care găzduiește acum 2 milioane de români. O țară, Italia, care a fost întotdeauna pentru drumul european al României, o țară de care suntem, bineînțeles, cel mai aproape prin istorie, prin tradiție, prin limbă și cred că mesajul de astăzi pentru românii din România, pentru cei din Italia, din Spania, este că Europa înseamnă că oriunde se află un român, el este tratat ca un cetățean european, este respectat ca un cetățean european și acesta este mesajul pe care vrem să-l dăm și astăzi cu tărie pentru toți românii din țară și din Europa. În mod special, vreau să-i mulțumesc lui Otilo Mesterházy, liderul socialiștilor maghiari, așa cum îi mulțumesc, unde este Zita, Zita Gurmei, prietena noastră din totdeauna. Cred sincer că România și Ungaria au nevoie de lideri politici care să promoveze dialogul, să promoveze colaborarea, să promoveze solidaritatea, nu ura și dezbinarea. Eu sunt mândru să am asemenea prieteni maghiari. Băsescu e prieten cu Tökes, eu sunt prieten cu Otilo Mesterházy și cu Zita Gurmei și cred că am făcut alegerea corectă. Vreau să vă alăturați mesajului de bun venit, de prietenie și de sprijin pe care vreau să-l adresez lui Martin Schulz, președintele Parlamentului European, candidatul nostru pentru funcția de președinte al Comisiei Europene. Martin, vreau să-i spun lui Martin Schulz că este binevenit în România și că dacă ieri un personaj, nu știu cum îl cheamă, vorbea de rău despre Martin Schulz, asta o să-i aducă multe voturi în România. Cine-i dușmanul lui Băsescu e prietenul nostru. Și o să-l votăm, și o să-l votăm să fie președintele Comisiei Europene, liderul european care să aducă nu doar România, ci Europa înapoi la solidaritate, la dezvoltare, la acele valori care au stat la baza constituirii Uniunii Europene. Martin Schulz este un adevărat social-democrat, un adevărat european, este membru al celui mai vechi partid social-democrat din lume, Partidul Social-Democrat German, cel care a luptat și împotriva lui Hitler și împotriva comunismului.
și împotriva a tot ceea ce a fost nedreptate în Europa, sunt convins că alături de el, membrii și reprezentanții noștri în Parlamentul European, toți românii vor reuși să facă o Românie puternică într-o Europa unită și o Europa solidară. Vreau să vă rog pe toți să mergem în țară, să cerem oamenilor sprijin pentru candidații noștri pentru Parlamentul European și să cerem românilor sprijin pentru ca Martin Schulz să fie președintele nostru al Comisiei Europene, să fie un european pentru români și pentru toți europenii. Am o cerință specială și pentru Martin Schulz și pentru toți cei pe care prin votul dumneavoastră îi vom trimite că să ne reprezinte în Parlamentul European. Vreau să mă asigure că visul meu, visul primului ministru al Moldovei, Iurie Leancă, că în 2019, atunci când România va avea președinția Uniunii Europene, la masă va sta cu drepturi depline și Moldova, va fi un vis pe care îl vom îndeplini împreună. Avem obligația ca împreună cu toți partenerii noștri europeni să reparăm o nedreptate istorică, ca pe ambele părți ale Prutului să fie cetățeni europeni, și aceasta este sarcina specială și rugămintea pe care o am la toți europarlamentarii români, la toți prietenii noștri din Europa, și cred că împreună vom trăi în 2019 acel moment extraordinar pe care cred că și-l doresc românii de pe ambele maluri ale Prutului. Vreau să vă spun câteva cuvinte totuși și despre o altă semnificație a votului pe care românii îl vor da pe 25 mai. Știu și eu, ca și dumneavoastră, că dincolo de votul pentru Parlamentul European, românii vor veni pe 25 mai la urne pentru a ne da o notă pentru modul în care ne-am făcut datoria față de ei în acești ultimi ani, pentru modul în care ne-am ținut de cuvânt în ceea ce am promis și ne-am angajat atunci când le-am cerut sprijinul în 2012 în toate bătăliile cu regimul Băsescu. Și vreau să reamintesc cele trei angajamente fundamentale care au stat la baza constituirii Uniunii Social-Liberale și care ne-au adus încrederea majoritară, zdrobitoare a românilor. În primul și în primul rând, ne-am angajat și am jurat că vom lupta până la capăt cu regimul Băsescu, Udrea, Boc, cu acest regim care, iată, de 3400 de zile distruge țara noastră, comite un genocid social și ne-a supus pe toți abuzurilor, corupției și necazurilor de zi cu zi. Asta am promis și vreau astăzi, alături de dumneavoastră, să spunem încă o dată că ne ținem de această promisiune până la capăt. Până pe 16 noiembrie vom da jos acest regim ticălos, acest regim rău împotriva României, și până pe 16 noiembrie nu vom uita că primul lucru care ne-a unit a fost jos Băsescu. Am promis și ne-am angajat împreună, socialdemocrați, progresiști, conservatori și liberali, să facem dreptate oamenilor. Și am făcut, am dat înapoi pensii, am dat salarii, am deblocat fondurile europene, am relansat agricultura, cum foarte bine spunea Daniel Constantin, am îmbunătățit și lucrăm la infrastructura acestei țări. Acest angajament de a guverna bine România și pentru români ni l-am ținut și vreau să ne angajăm astăzi încă o dată că îl vom ține pe toată perioada în care românii vor decide să fim la guvernare. În al treilea rând, am promis și eu cred că suntem pe drumul cel bun,
că vom face o Românie puternică, o Românie puternică într-o Europa unită. Cred că astăzi, prin mesajul pe care îl dăm, pe 25 mai, România unită. Cred că astăzi, prin mesajul pe care îl dăm, pe 25 mai, România va da un mesaj foarte clar că își înțelege drepturile și obligațiile, că poate să fie o țară puternică într-o Europa unită, că suntem țara cu cea mai mare creștere anul trecut economică din Uniunea Europeană, că putem să creăm locuri de muncă pentru tineri, putem să le dăm burse acestora, putem să-i sprijinim să rămână în România și în Europa, că putem să fim o țară de care noi toți suntem mândri și de care toți prietenii noștri din afara României se mândresc. Acestea au fost angajamentele noastre. Nu am dat și vă propun și vă cer astăzi să nu dăm niciodată vreun pas înapoi de la aceste angajamente. Unele lucruri le-am făcut mai repede, altele mai încet, unele mai bine, altele mai rău. Important este că știm pentru ce ne-au votat oamenii. Important este că vreau să-i reprezentăm în continuare pe toți românii care au crezut că România poate fi puternică, că România poate să fie o țară respectată, că România poate să fie țara noastră a tuturor și nu doar a lui Băsescu și a celor din jurul lor. Vreau să vă cer tuturor ca până la capăt să ne ținem aceste angajamente și să nu uităm cum am primit încrederea oamenilor. Am pornit la acest drum cu oameni la care țin și pe care îi respect în continuare foarte mult. Știți foarte bine, alături de Liviu Dragnea, de Daniel Constantin, de Gabriel Oprea, de Sorin Oprescu, de foarte mulți din cei care astăzi sunteți aici. Pot să spun astăzi că mă doare, că îmi pare rău, că unii dintre cei alături de care am pornit Uniunea Social-Liberală au fost păcăliți de Băsescu, au fost luați de lângă noi și astăzi spun exact ceea ce Băsescu și PDL au spus întotdeauna, că USL-ul e un lucru rău, că România trebuie să rămână a lor în continuare și nu a românilor. Îmi pare rău, regret, cred că după 25 mai românii vor merge la vot ca să dea un mesaj foarte clar și pentru liderii liberali, că locul lor este aici, alături de noi, alături de români, în bătălia pe care trebuie să o ducem până la capăt. Aș fi vrut să închei aici, însă și Daniel Constantin la Congresul Partidului Conservator și Gabriel Oprea au spus ceea ce e în mintea multora. Și vreau să nu plecați acasă fără a avea convingerea că eu, Victor Viorel Ponta, cum îi place să-mi spună, și cum sunt mândru să-mi spun, știu foarte bine și foarte clar ce avem de făcut până pe 16 noiembrie și după 16 noiembrie. V-am spus de multe ori și o spun încă o dată astăzi. În 2004, în 2009, am luptat cu toate puterile mele pentru ca Traian Băsescu să n-ajungă președintele României dintr-un motiv foarte simplu. Am crezut și atunci și cred și acum că un președinte adevărat al României este un președinte care unește și nu dezbină. Este un președinte care face cinste și mândrie României și nu ne face de rușine.